Vrei să te bag? Nu? Dar n-ai ce să le faci. Un om când aruncă cu ură, de fapt se definește pe el însuși, nu îl definește pe celălalt. Atunci când vorbești despre un om, mai mult vorbești despre tine decât despre acel om. Așa se întâmplă în general. Da, eu te-am respectat, aștept același nivel de respect înapoi din partea ta. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi răspundem haterilor. Băi, ce cald e afară. E cald rău de tot. Astăzi au fost undeva la 42 de grade, dacă nu chiar mai mult resimțit. Este 8 seara și mă arde pielea efectiv acum când merg pe motocicletă cu 50 de kilometri la oră. O zi foarte călduroasă. După mine, dacă ar fi, nici n-aș fi ieșit cu motocicleta. Dar uite că am avut treaba astăzi și am vrut să vin cu ea. În schimb, am spus că răspundem haterilor astăzi. De ce răspundem haterilor, Motorider? Tu nu erai cu hate-ul? Ei bine, Motorider, în sfârșit, după vreo 3-4 ani de zile de când fac motovlog, am primit hate. La ce am primit hate? Ei bine, la acest videoclip. Dar vă rog frumos. Hai că da, nu? Atâta poate. Dragilor, n-am primit hate normal, am primit un hate anormal. Și mai ales pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, niciun comentariu de hate la acest videoclip. În schimb, pe Facebook, acolo unde au rămas comentatorii experți ai acestei românii frumoase, acolo, da, acolo au rămas, că da, săracii nu și-au găsit altă platformă. Practic, e mai mult un videoclip de amuzament a ceea ce s-a întâmplat pe Facebook zilele trecute. Am postat acel videoclip în care, bineînțeles, era un extract dintr-un videoclip, da, un cut, o parte dintr-un videoclip mai mare, iar oamenii acolo au început să arunce cu tot ce aveau ei mai bun pe lume. Spun că tot ce aveau ei mai bun pe lume, pentru că asta este un om negativist. Când rostește ceva, este tot ce are el mai bun. Revenind la problema noastră, nu o să stau acum să zic cine, ce a scris, de ce a scris. Poate o să pun și aici în videoclip câteva mesaje de urări de bine către Motorider și toată comunitatea noastră de motocicliști. Dar n-ai ce să le faci. Un om când aruncă cu ură, de fapt se definește pe el însuși, nu îl definește pe celălalt. Atunci când vorbești despre un om, mai mult vorbești despre tine decât despre acel om. Așa se întâmplă în general. De asta e bine să ne ținem de multe ori critica pentru noi. Dacă este critică constructivă, atunci da, cu tot respectul, o accept, nu am absolut nicio problemă. Recunosc că au fost și niște comentarii pe care le-am șters, pentru că este absolut inadmisibil să scrii atât de urât la adresa motocicliștilor și din punctul meu de vedere nu ai ce să cauți în comentariile mele, cel puțin, da? Eu vreau să respectăm comunitatea, să respectăm liniștea și curățenia în comentarii, dar bineînțeles că nu se poate cu toată lumea. N-am de ce să răspund în fața cuiva care își dorește răul, își dorește să vadă că motocicliștii mor și fac tot felul de accidente, chiar și amenințări am primit. Deci deja nu mai este un hate, am primit și amenințări la acel post, da? Că vă prind eu prin trafic și vă deschid eu portiera în momentul în care treceți printre mașini. Băi, la mintea cocoșului, frate, am ajuns. Să vrei rău unui alt om. Da, ce să zic, n-ai ce să zici, ăștia-s oameni de duzină. Din toate rețelele de social media, din câte am observat, cea de pe Facebook este cea mai rea. Este o comunitate foarte rea. Nu voi, da?
comunitate efectivă Facebook-ului. Mă refer la marea majoritate a lor. Și sunt mari comentatori. Bă, eu n-am nimica cu comentatorii, chiar m-am amuzat teribil, mai ales la ăștia care încercau să comenteze acel videoclip și au scos screenshot-uri acolo despre, ia uite cum l-ai stânjenit tu pe ăla că a venit din spatele tău și nu știu ce. Omul era pe altă bandă, nu s-a întâmplase absolut nimic, dar în fine, comentarii, el comenta acolo, el deslușea misterul, domne, că am văzut eu mai bine în imagini, eu sunt expert, că am condus motocicletă o viață și știu ce se întâmplă. Știu ei, domne, mai bine. Ia uite-l și pe ăsta. Băi, băiatule. Hai, bine că am fost pe fază. De asta zic, dragii mei, în general, în momentul în care încercați înainte să postați, este o chestie de bine, da? Mă refer aici la voi, ai mei, ăștia pe care iubesc, da? Înainte să comentați ceva de rău, nu neapărat la comentariile mele, puteți să mă înjurați, puteți să-mi faceți ce vreți voi, că motorai de râde. Înainte să postați ceva, gândiți-vă, fraților, băi, o să mă afecteze chestia asta pe viitor? Cineva la un moment dat o să vadă acest comentariu, oare o să mă afecteze pe viitor, o să mi afecteze viața personală, o să mi afecteze jobul când cineva intră și caută să vadă ce postez eu pe internet? Puneți-vă întrebarea asta înainte să scrieți un comentariu urât, da, la adresa cuiva pe internet. Și gândiți-vă după aia și la partea a doua, băi, e frumos să-i scriu omului treaba asta? E ok să spun că toți motocicliștii sunt la fel și că toți merg tare și își o caută cu lumânarea și să înjur pe toți doar pentru că am văzut un motociclist? Este ok să ai boala asta nemărginită la modul general pentru un anumit lucru? Și aici mă refer pentru că, da, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care au probleme cu motocicliștii. Nu-i suportă. Ok, înțeleg. Nu-i suportă absolut deloc. Dar, dacă eu vin și eu nu ți-am făcut nimic ție, tu ce ai cu mine? Da? Eu te-am respectat, aștept același nivel de respect înapoi din partea ta. Salut! Eu încerc să creez diversiune, să creez amuzament, să creezi de toate și vine un nei ca nimeni, un tătăiță expert în comentarii, comentaci, ca așa altfel n-am cum să-i zic, e un comentaci expert, îți scoate efectiv tot ce ai muncit până atunci și e ca el, domn, ca el e, nu e ca nimeni, ca el e, comunistul care să fie tot timpul ca el, că nu există altă soluție. Da. Da, nu, asta e nivelul comentaciilor experți, expert comentator. Cred că ar trebui ăștia de la Facebook să facă o opțiune din asta. Când vede că dai comentarii lungi de ură la toată lumea, da? Că nu, am intrat de curiozitate la 2-3 și oamenii cu asta se hrănesc, da? Cu negativismul, cu înjuratul și cu nu le ajunge nimic niciodată, da? Sunt tipul ăla de oameni care oricât le-ai da, oricât le-ai oferi, orice le-ai zice, ei sunt nemulțumiți, domn. Pământul e rotund. Nu, frate, e pătrat. Ca să nu zic plat. Da? Nu știu, îi dai un leu. A, nu, mi-a dat un leu, săracu, mi-a dat un leu. Pentru că, într-adevăr, poate să fie și foarte mulți dintre noi care se supără în momentul în care primesc comentarii de hate, da? În momentul în care ne apucăm de motovlog. Dar, sincer, mă opresc puțin aici ca să vă explic, sincer, nu aveți de ce să vă supărați în momentul în care primiți hate. Da, sunteți băgați în seamă. Că într-un mod negativ, că într-un mod pozitiv, dar sunteți băgați în seamă și asta trebuie să vă bucure. Filmez, mă? Hai, mă, că filmează. Deci, către comentarii experți. Ce scrieți în comentarii vă definește pe voi. Doi la mână. Dacă ești începător și ești motovlogger sau vlogger în general, sau faci social media, cum vrei tu să te numești, și primești hate, nu trebuie să te întristezi. Trebuie să te bucuri pentru că vezi că unul e negativist și
nu este pe aceeași undă cu tine. În momentul în care vine și the hate, și the hate, și the hate, ăla nu este pe aceeași undă cu tine, n-ai de ce să fii trist, da? Pentru că, într-adevăr, atunci trebuie să te superi când una aproape vine și te critică, dar nu te critică constructiv, da? Te critică negativ. Atunci ar trebui cumva să te superi pentru că era o cunoștință și aveai niște așteptări, da? Aveai un respect pentru el și n-ai primit respectul acela înapoi. Un alt lucru ar mai fi că, și într-adevăr așa este, că cei mai buni urmăritori sunt haterii. Așa că dacă vrei să ai urmăritori foarte buni, strânge foarte mulți hateri lângă tine. Motorrider 2023. Dragilor, nu uitați să fiți și voi un Motorrider de pe www.motorridershop.ro. Le mulțumim sponsorilor noștri de la inmișcare.ro. Mulțumesc ție că ai stat până la sfârșit și nu uita, dacă vrei să ajuți acest canal, ne poți susține prin alăturarea canalului nostru de YouTube ca și membru, da? Ai acolo mai multe opțiuni și mai multe beneficii. Eu am fost Motorrider, iar până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine. Pa!